Salut, lume! E weekend! Salut, eu sunt Sorin de la Killer Banana și azi m-am ridicat în picioare pentru voi, da. Am un clip mai special, vreau să vă arăt cum am înfrânt o factură la energie electrică. Știu că e un subiect care poate părea fi boring, dar pentru unii nu cred că e atât de boring, mai ales dacă aveți de făcut plătit facturi în staff. Și vreau să vă zic cum am înfrânt o factură la energie electrică și anume cum am reușit să plătesc mai puțin la factura de energie electrică. Acest clip vă arăt exact ceea ce am făcut. Eu, în general, plătesc pe factura de energie electrică în jur de 280, ceva de genul, pentru că a apărut această minunăție aici. Cumva e un contract nou care presupune faptul că ai și ăsta inclus și dai cu 100 de lei mai mult, dar l-ai gen inclus forever. La un moment dat o să se ducă plata ăstuia, pentru că tu aveai două opțiuni. Una să-l cumperi de nou, alta să-ți iei prin contractul lor și am zis că, bă, dacă tot se plătește aici, adică de fiecare dată, chiar dacă în final ajunge să coste mai mult în staff. Bine, nu vă mai zic motivele pentru care am avut nevoie de un AC, că se face foarte cald, mai ales cu Mordorul, ia uitați-l, și cu tot ce e pe acolo. În general, factura nu ajungea atât de mult. Se ducea în 130, ceva de genul, mai mult chiar câteodată, pindea foarte mult decât foloseai. Efectiv, nu mi-am bătut capul cu chestia asta, pur și simplu am plătit de fiecare dată. Și nici până în momentul ăsta nu mi-am bătut capul atât de mult, dar am făcut un experiment. Am zis că, bă, hai să fac un experiment, să văd dacă, într-adevăr, câteva metode despre care am citit pe net ar fi eficiente și chiar ți-ar economisi o, măcar, ceva, știi, din factură. Și da, au mers. Vă zic exact ce am făcut ca să economisesc la factura de energie electrică. Înainte de a vă zice exact ce am făcut în staff, vă zic din prima că nu e neapărat o soluție asta. Adică, ideal ar fi mai degrabă să câștigați mai mult ca să n-ajungeți în punctul în care efectiv să n-aveți ce face să economisiți. Asta e un alt mindset de millionaires. Deci, da, un nou clip cu milionari, cu Lamborghini, cu... Hai să băgăm și un Lamborghini în clip ca să fie tradiția, știi? Gata, urmează Lamborghini acum. Quarantine, man. This is our quarantine, man. I'm on house arrest, so come on, let's go. You see the vibes? Big body shit, man. Bun. Așa. A zis că, bă, why not, știi? Adică măcar dacă se pot face economii, măcar de curiozitate să văd, știi? Voiam să filmez cu telefonul, gen, cu screen recording-ul, dar sunt niște date mai private pe aici și o să blurez, o să scot, de fapt, anumite chestii de aici. Vreau să vă las doar sumele și uitați, de când a început acest contract, din 15.3.2021, consuma 267, apoi în aprilie 278, apoi mai 261 și observați scăderea când am început experimentul. 228, ce a scăzut cu aproape 30 de lei factura. Vreau să vă zic ce am făcut ca să scadă această factură, că poate cine știe vă ajută și pe voi. Din nou, vă sfătuiesc că nu e cheia asta să vă restrângeți mai mult, să nu mai cheltuiți, să mâncați mai puțin, să nu mai deschideți lumina. Nu asta e cheia. Asta e chiar contraindicat. Tu trebuie să ai millionaire mindset, ia uite-l, că l-am și aici. Vrei mai mult și să încerci să obții mai mult și ca să nu te mai intereseze lucrurile astea. Da, și cartea o am aici, deci... Primul lucru pe care l-am făcut este că n-am folosit AC-ul. Deci asta a fost o primă chestie, n-am folosit AC-ul încă pentru că n-a fost suficient de cald încă. Și cred că au fost vreo două zile în care îl puteam folosi, dar nu le-am folosit, că am vrut să văd experimentul ăsta unde duce. N-am folosit încă AC-ul, dar AC-ul probabil va urca o leacă factura. Luna asta cel puțin, că bănuiesc că o să vină și vara odată, deși acum e toamnă. Lăsând la o parte AC-ul, a doua chestie, acum fiind vară, clar nu mai e prins atât de des lumina, că e lumină naturală mai mereu. Și asta poate a influențat, dar scăderea a fost mult prea mare ca să influențeze doar chestia asta. Plus că în mai ați văzut că semăna foarte mult cu un aprilie care a fost spike. Deci, între aprilie și mai nu este o diferență atât de mare între lumină, de lumină totuși până la urmă. Deci, am exclus și treaba cu lumina all in all, chiar dacă să zicem că e ziua mai lungă totuși în mai decât în aprilie. Dar o luăm așa și mergem cu chestia asta. La o parte toate chestiile astea, am făcut următoarele lucruri. În primul rând, mi-am pus chestia asta aici, care conectează tot sistemul meu de la calculator. V-am mai zis eu de sistemul meu de la calculator în clipul acela care v-am arătat camera. E, ce face chestia asta? Practic închide tot calculatorul. Deci dacă o apăs chestia asta, nu mai există Vampire Energy.
Deci calculatorul nu mai ia energie atunci când e închis. Asta e o chestie, mă rog, mai practică. Nu știu cât a ajutat asta neapărat, dar aparent a ajutat o leacă, puțin așa. E, după care, în momentul în care nu e nimic în priză, adică nu am nevoie de încărcătoare și chestia aia e aprinsă, scot tot ce nu am nevoie din priză. A, în momentul ăsta, na, am, zicem, hai, for the sake of the example, scot asta din priză. Am scos asta din priză, deci asta puteți face și voi, știi, gen, dacă nu folosiți cablu, îl scoateți din priză, pur și simplu. A doua chestie pe care am făcut-o este că n-am mai folosit atât de mult lumina asta de aici, adică lustra asta, babană. Pe lângă faptul că are becuri din astea LED-uri, care sunt mult mai eficiente decât becurile normale, dar n-am considerat asta o diferență prea mare față de unele trecute, pentru că becurile astea LED le aveam și în unele trecute, adică n-a fost o schimbare acum. Așa că, na, n-au influențat atât de tare, dar în același timp a ajutat și chestia asta, pentru că n-a mai fost atât de mult lumina și m-am axat mai mult pe ația asta de lampă. Deci eu lumina n-am folosit-o decât în momentul în care făceam stream-uri, adică asta mă refer, ca să se vadă bine pe stream, știți? Bine, că pe stream mi-a trebuit niște lumini mai speciale, dar anyway, trecând peste asta. După ce se termină stream-ul, imediat închid lumina și deschid lampa asta frumoasă de sare. Bine, de obicei când închid stream-ul și culc, da. Anyway, dacă mai am ceva de făcut. Când m-am mai dus la baie, n-am mai deschis neapărat lumina de fiecare dată. Aveam obiceiul de a deschide de fiecare dată lumina când intram în baie, fie zi, fie noapte. Și am încercat să renunț la obiceiul ăla, cu toate că mai îmi intră așa în reflex. Nu știu dacă și vouă vă intră gen să deschizi lumina din reflex, dar am încercat cumva să limitez pe cât posibil chestia aia cu deschiderea luminii. Că am zis că, you know what, hai să ducem experimentul ăsta la capăt. Am încercat să nu prea mai folosesc becul ăsta. Pe un bec mai vechi din ăsta, că a trebuit și ăsta schimbat, știi? Fiecare dată când veneam acasă, îl foloseam pe acesta, care e bec din ăsta LED cu nu știu ce. Am ajuns, bineînțeles, la locul de mare interes. Știu că vă place acest loc, dar da, și acum vă prezint flexing cu mâncare. Anyway, după cum puteți observa, frigiderul este mai plin așa, adică nu poți să zici că n-are nimic. În general, înainte să încep toată treaba asta, experimentul ăsta era cam goluț așa. Dar ce am făcut? După cum puteți vedea, mai sunt niște ouă aici, ceva lapte acolo, avem ketchup, berea lui fratele meu. Au, uite. Și un mare bol cu limonada care s-a cam dus, aici cred că e un pui. Mai sunt niște staf pe acolo, adică aici a rămas fără când am mai luat morcovi. Uitați ce morcovi mai am. Asta produc în Minecraft. Da, dar după cum puteți observa, e destul de plin așa. Și o altă chestie și aici l-am umplut, deci și ăsta e, aici e congelatorul, e la fel, mai plinuț așa. E, și vă întrebați de ce? De ce ți-ai umplut frigiderul? Ca să fac flex, desigur. Este că am citit un articol de pe Reddit cum să economisești și aparent dacă ai frigiderul mereu plin, el nu mai bagă atât de multă putere în frigider. Adică, ce se întâmplă? Când e gol, frigiderul cumva folosește mai multă energie electrică ca să mențină răcoarea înăuntru. Când e plin, în schimb, și are deja chestii reci în el, cum ar fi cutiile cu lapte, ouăle, diferitele recipiente, cu limonadă, ați văzut cu mama așa, chestia aia se menține rece și nu mai e forțat cumva frigiderul să bage atâta energie electrică ca să le mențină pe alea rece. Și în congelator aceeași chestie se aplică și am încercat mereu să-l țin plin, mă rog, cât am putut. Am pus produse mai voluminoase, mai mari și când s-au mai terminat am mai luat altele și cred că a ajutat și chestia asta și încă o chestie tot la frigider. În timp de vară în special, când afară sunt, cum e acum, aproape 30 de grade, folosește din nou mai multă energie, deci chiar îți dorești să aibă cât mai multe staff în frigider ca să facă față energiei. Și asta a fost încă o chestie pe care am făcut-o. Mașina de spălat, care are niște moduri foarte interesante, dar în principiu mașina de spălat, atunci când o folosești și n-ai pete dificile, nu prea are rost să speri temperatura, adică da, ea are funcția asta de daily wash, funcție de daily wash. Îl duce la 40 de grade și la, mă rog, rotația, nu mai știu, 800 sau... În temperatura, dacă e ridicată, dacă e foarte ridicată, folosește energie electrică mai multă. Și bineînțeles că nu-ți dorești să folosească energie electrică mai multă. Dacă folosește energie electrică mai multă, consumi mai mult curent și ia te uită. Crește factura la energie electrică, bineînțeles. Și
asta a fost unul dintre hack-urile pe care le-am făcut. Am decis să nu mai folosesc apă caldă, pentru că nu știu dacă voi știți, dar mașina de spălat folosește apă rece pe care o încălzește. Adică tu ție, dacă nu scurge apa caldă în casă, mașina poate funcționa, că ea își încălzește singura apa. Lucru care înseamnă că consumă și electricitate, că ca să o încălzească îi trebuie electricitate. Consumă mai mult, așa că pe cât posibil, dacă aveți ocazia și așa, spălați-i cu apă rece, că e mai easy, e mai eficient și, din nou, mai economisiți o parte din bani. Da, cam astea sunt așa principalele chestii pe care le-am făcut. Bine, am mai scos niște chestii din priză, dar astea sunt mai minore așa. De astfel am economisit 30 de lei. Mă rog, acum nu știu cum considerați voi că este acest experiment, dacă a fost worth it, dacă n-a fost worth it. După părerea mea, a fost worth it, că mi-am dat seama că dacă vrei neapărat, poți să economisești. Și cred că destul de mult. La mine cred că cel mai mult și cel mai mult și cel mai mult energie ăsta merge non-stop aproape. Deci omul de dimineață până seara, ăsta cred că umple. Da, într-un fel consider mai mult un soi de investiții aici, pentru că, na, cu el îmi fac toată treaba și nu mă afectează atât de mult. Dar uitați, niște mici tricks din astea așa, în viața de zi cu zi, pot salva niște bani și până la urmă nu e neapărat despre bani, știți? Adică e și chestia de mediu, e și chestia de dacă nu mai consumi atât de mult, ești mai sustenabil, nu mai e afectat mediu atât de mult cu consumul tău și chestia asta mai mult mă atrage așa la ideea asta de a economisi. Da, cam atât cu clipul de azi. Sper că nu v-am plictisit prea tare cu acest clip pus duminică. Două clipuri serioase, unul după altul și ieri și azi. Dar am considerat că e timpul să mai pun și clipuri de genul și sper că v-au plăcut cum să... Dacă v-a plăcut acest clip și dacă v-am deschis ochii... Bine, nu știu dacă v-am deschis ochii, că cred că unele din ele erau obvious, dar a fost un experiment destul de interesant, zic eu, și care arată clar că poți face unele economii dacă vrei. Nu uitați să băgați un like, un subscribe, bineînțeles, și dacă vreți să deveniți și membrii canalului, desigur, dacă adun suficienți membri, reușesc să îmi plătesc doar din membrii factura la energie electrică, ceea ce ar fi super. De fapt, dacă mă gândesc, deja cred că e plătită doar din membrii. Da, cred că da. Depinde de la lună la lună, da. Da, vă mulțumesc foarte mult oricum pentru toată susținerea și ne mai auzim as soon as possible cu un alt clip și deja avem strict de clipuri în care pun clipuri cu filmări cu Lamborghini. Da, ajungem în canal de educație financiară, clar. Ok, vă mulțumesc că v-ați uitat, vă urez o zi bună, pa, pa!